Plecând de la știrea pe care am enunțat-o anterior, Marea Britanie, Germania, Spania și alte țări ar trebui să adopte o săptămână de lucru de 4 zile pentru a-și ajuta economiile să-și revină de pe urma pandemiei. Asta își dorește un grup de politicieni de stânga, însă și reprezentanții sindicatelor din întreaga Europa. Vă întrebam ce părere ați avea voi despre treaba asta în România, dacă ar fi o idee bună. Cum vedeți voi problema? Ne spune Sofian din Arad: mie chiar mi-ar pica bine 4 zile de lucru, ar fi o săptămână mai echilibrată. Pe de altă parte, un alt ascultător spune că la cât de subdezvoltată e țara noastră în comparație cu alții, ar trebui să muncim cumva 8 zile pe săptămână, dacă ar fi posibilă treaba asta. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salut! Păi dacă ei se opresc, vezi mă, vestul decadent, dacă ei o să muncească 4 zile și noi o să muncim 5, în câțiva zeci de ani ajungem. Da, sigur că da. Ziua aia diferență contează. Da. Dar noi de câți ani muncim 4 zile? Ia, povestiți voi, pe unde să rupe ușa vinerea la 13 și 30 de minute? Ei, pe la instituțiile de stat se mai întâmplă lucrul ăsta, dar eu mi-aduc aminte și mi-a adus aminte un ascultător că înainte de 89 se muncea 6 din 6 chiar, da, câteodată, da, pe hârtie, da, sau așa. Da. Nu? Păi, eu îmi pun problema pentru mine, ce să zic acum, ar fi o idee foarte rea. E mișto când ai weekendul ăla prelungit așa. Da, da, vineri. M-aș plictisi primele 2 săptămâni, da, după aia. Ok. Vom reveni la acest subiect. Vă aștept în continuare părerile pe WhatsApp la 0728111222. Mesaje audio ar fi perfecte. Dacă sunteți de acord sau nu cu o săptămână de lucru de doar 4 zile. Și acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Avem un nou vaccin testat cu succes. Este vorba de vaccinul făcut de compania Moderna din Statele Unite. Te întrebam ieri, așa, off the record, cine sunt ăștia de la Moderna și m-ai explicat despre ce este vorba. Pot să spun, este o companie americană, un startup, cum se cheamă, dar de acum e bine așezat, început în 2010 și care este fix echivalentul și omologul numitului BioNTech, care a făcut primul vaccin, adică oamenii de la Moderna fac exact același lucru, aceeași platformă, mă rog, cu mici deosebiri de modificare a ADN-ului și RNA-ului, astfel încât să poată face diverse medicamente pentru viitor. Este replica americană a acestei gândiri europene. Există și acolo un om de geniu care a inventat chestiunea asta. Și spuneau ei că ar avea o eficacitate mai mare decât primul vaccin. Știi cum e. 95%, dacă Pfizer a anunțat 90%, ei au anunțat 95%. Înainte de a veni rușii cu 92%. Bine, da, știi cum e vorba domnului Petreanu, piticul sovietic este cel mai mare pitic. Deci, au venit și au spus că 95% dintre cei care au testat vaccinul a dezvoltat anticorpi și se poate apăra de boală. Doar că testarea lor, a celor de la Moderna, e mai mică decât a celor de la Pfizer. Este făcută pe 30.000 de oameni care au primit placebo și vaccin. S-au îmbolnăvit 95 de oameni dintre aceștia, 11 chiar sever. Dintre cei care s-au îmbolnăvit, doar 5 erau în grupul de persoane vaccinate, restul de 90 erau în rândurile celor nevaccinate și cei 11 care s-au îmbolnăvit sever nu erau deloc vaccinați. Ce descoperă vaccinul? Descoperă că 95% dintre oameni fac anticorpi și că, mă rog, lucrurile sunt în regulă acolo la ei. Ca și în cazul celuilalt vaccin, nu știm dacă acesta te ferește de tot de boală sau dacă atenuează formele grave. Și aici putem ajunge la declarația celebrului doctor Fauci în Statele Unite. Doctorul Fauci a spus că va trebui să purtăm mască în continuare, chiar dacă vom fi vaccinați pentru o perioadă de timp cel puțin. De ce? O să întrebați, că nu? Dacă tot am făcut vaccin. Primul lucru, anticorpii dezvoltăm cam într-o lună de zile. Deci nu suntem apărați după ce ni s-a făcut imediat injecție, mai durează. Al doilea lucru, nu știm dacă ne ferește, și nu știm acest lucru, dacă ne ferește de boală grea sau ne ferește de tot de boală.
Al treilea lucru, nu știm dacă boala se transmite în continuare, adică poate să intre în virusul noi, nu ne afectează și totuși noi să fim purtători, să o dăm mai departe. Un alt lucru este în mod evident că nu toată populația va fi vaccinată deodată și ultimul lucru este faptul că o parte din populație va refuza să se vaccineze. În România 52% dintre români s-ar vaccina, e un studiu apărut luna trecută. Da. Sigur. Iată. Fiecare va avea o opțiune personală aici. Bănuiesc că vor fi diverse locuri unde vaccinul va fi obligatoriu, adică va intra în schema vaccinurilor obligatorii. Dacă vrei să fii medic, să lucrezi în armată, în servicii de urgență, știu eu, și posibil când vaccinurile astea vor da rezultate și pentru copii, să fie vaccinați și copiii la școală. Astea sunt doar primele forme de vaccin. Cele și de ce au apărut ele cel mai repede, ca să înțeleagă toată lumea? Pentru că platforma asta pe care o au oamenii ăștia și de la BioNTech și de la Moderna era de la bun început gândită să răspundă oricărui tip de provocări, adică care-i marea șmecherie. Sunt aceste instituții pe planetă care au gândit așa în timp și au zis, domnule, dacă la un moment dat o să vină un virus care să, nu știu, să nu-l cunoaștem foarte bine. Să nu luăm de la zero. Să nu luăm de la zero. Avem o bază și suntem pregătiți pentru orice. Ei făceau asta în primul rând pentru virusurile gripale, o tehnologie nouă prin care modifică lanțul ăla ADN și umblau acolo. Asta au gândit ei, asta a fost gândirea lor și au zis viitorul va arăta așa cu această tehnică. Asta e și o mare premieră pentru că nu știm, fiind vaccinuri foarte noi, dar care se fac mult mai repede, nu știm care este și potențialul lor pe termen lung. Asta e mare parte din testul pe care îl vor trece acum acești oameni. Este firesc ca BioNTech și Moderna să facă vaccinuri mult mai repede decât restul lumii, dar rămâne sigur această întrebare, cât de eficiente sunt pe termen lung. Din câte știu eu, nici vaccinul antigripal normal nu-ți asigură o imunitate 365 de zile. Știi ce e foarte interesant? Vaccinurile antigripale, și aici e lucrul la care statele vor da răspuns, asigură o eficiență între 40% și 60%. Și se așteptau toți oamenii ca și vaccinurile de la Moderna și de la BioNTech să vină cu acest răspuns. Dom'le, între 40 și 60% și suntem fericiți. De ce doar acest răspuns de eficacitate? Pentru că virusul gripal mutează mult mai ușor decât coronavirusul și statele lumii au zis da, dacă 40%, 60% e ok, suntem pe acolo. E, la coronavirus, cu această tehnologie de modificare a ADN-ului, s-a venit cu un răspuns mult mai eficient, cel puțin într-o primă fază. Dar vor veni și alte vaccinuri pe metodă clasică de la multe alte companii care sunt în această cursă și care posibil vor da alte rezultate. Vestea bună e că am început să vedem așa un pic luminița de la capătul tunelului. Da, contează foarte mult. Cătălin Striblea, mulțumim tare mult. Rațiunea zilei e de găsit pe site-ul europafm.ro și înregistrarea o găsiți și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, acolo unde surpriză am fost în direct. Salutare! Am anunțat și noi la final. Da. Uitați-vă că păstrăm înregistrările. Adică... Bine, Cătălin, te așteptăm mâine la România în direct. Zi ușoară!